descoperă tradiția deserturilor franțuzești cu untul El Levire, renumit printre șefii francezi pentru calitatea și gustul său deosebit. Rămâi alături de Vlad, George și Luca pentru a afla secretul tartelor Tatin. Mai precis, tarta Tatin, Tatin. Tatin sau Tatin? Eu am tras bățul scurt astăzi, trebuie să prezint această rețetă, având în față trei tarte Tatin. Cel mai greu lucru când prezinți la microfon ceva este să ai apă în gură, știi? Să ai salivă, înghiți tot timp. Eu acum am și o slăbiciune cu dulciurile, voi știți. Cred că mi s-a făcut special. Sunt la camera ascunsă. În general o slăbiciune. Da. Deci trei tarte Tatin aici care arată spectaculos și au un parfum nebunitor. Adică ele fiind proaspete. Da. Și lângă... Le puteți vedea pe pagina de Facebook. Suntem live cu imagini din studio. Stai așa, avem niște... Asta, frișcă aici. Ce vrei, să începem să ne batem cu frișcă acum? Nu. Să pune frișcă pe... Da, și înghețată de vanilie sau sos de vanilie. Deci astea sunt făcute unt, pe mine, mie și untul mi-a atras atenție, este unt Elevir, care este unt gastronomic și m-am bucat să cercetez care este șmecheria cu untul gastronomic. Și care e? Calificarea de unt gastronomic arată o calitate excepțională a untului. Făcut numai din lapte de cel mai șmecher fel. Deci nu e orice fel de unt, mă înțelegi? Bine, asta știu e. Că am mai auzit unt stânga-dreapta. Nu, da, astea Elevir chiar sunt fentă. Da. Adică nu e eu pun pentru orice și pentru oricine. Nu le folosim la... Dar nu pune pe toate. Haideți că... de frișcă. Să vă povestesc. Vlad acum pune frișcă, mă rog, o parte a dat-o pe el. Nu mai gata, e suficient. Ai făcut ceva superb. Da. Haideți să ne liniștim acum puțin și să vă spun... E tort, nu e piramidă. Okay. Pe scurt, dragi ascultători, care este rețeta de tac-tac-tac. Și să vă spun și ceva ce nu știe multă lume. Este unul dintre preparatele favorite ale fostei noastre colege, Andreea Esca. De la ea am auzit prima oară de... Neața Andreea. Neața Andreea. Da. Și cum spunea Vlad, e foarte bine să folosim produse Elevir când facem finețuri de-astea franțuzești. Nu-i luzaf, mă, să iau un șervețel. Mai cu seamă, untul este un ingredient cheie când facem patiserie franțuzească. Uh-huh. Nu o să vă dau rețeta de tartă Tatin cu toate ingredientele, cu gramaje și așa mai departe. O să le găsiți pe toate pe site-ul nostru în postarea acestei rețete. Pot să vă spun că rețeta pe care o veți găsi și acolo este de la Elena Greta Apostol de la Demâncare, de la demâncare.ro. Ea ne-a oferit această rețetă și tarta Tatin în românește se mai cheamă și tartă răsturnată. Particularitatea ei este acest blat care e ca o crustă, de fapt. E puțin crocant. Uh-huh. Se face o cocă în stilul clasic de cocă. Într-un bol adaugi pe rând făină, zahăr, sare, cubulețe de unt Elevir. V-am zis că untul e șmecheria. Și gălbenuși de ou. Da. Se face un aluat fraged, sfârmicios și nelipicios, pe care îl frământ și face o bilă de aluat. Aha. La care adaugi o linguriță de apă rece în cazul în care nu se omogenizează, ca o plastilină trebuie să fie. La final, îl pui 30 de minute la frigider. Între timp, cureți merele de coajă, codițe și sâmburi. Dacă ai aparată la care e foarte tare, știi, cilindrul ăla cu zimț, zang, dai curăța mărul, știi ce zic? Cred că da. E foarte bună scula dacă ești mâncător de mere. Eu mănânc pe lângă sâmburi. Numai decât îl... Deci tu... Da, eu prefer cotoarele. Așa. Da, eu mănânc pe lângă sâmburi, nu? Și pe urmă... N-am nevoie de aparat. Practic îl folosesc. Mai rămâne în dinți. Da? Da. Okay. Așa. Și tai merele în patru. Și acum secretul e... Așa. Ne spune doamna Apostol să punem... merele astea tăiate într-un bol și să le stropim din belșug cu lămâie. Cu zeamă de lămâie. E spre acre. Și le lași acolo, atenție. Ok. După aia topești într-o tigaie zahăr și unt și faci... Hai, da, pe tine. Caramel. Frișcă. Frișcă, da. Da. Nu ești atent. Faci caramel. Zahăr cu, știi ce zic? Am mai văzut, da. Și mai pui și puțină vanilie. Da. Bun. După care scoți merele astea din bol, fără zeamă. Lași zeama aia care s-a dus. Deci cumva marinezi merele cu lămâie, lămâie. Știi ce zic? Aha. Pentru noi care nu ne pricepem la deserturi, e o chestie nouă. Da. E, și le tragi merele în caramel.
M-a luat, acum nu mai pot să mă concentrez. Hai că mai e un pic. Hai, hai Luca, trage cântul, da, da, un pic mai e. Le caramelizez 10-15 minute, da? Da? La capac. După aia le lași să se răcească 10 minute și le așezi într-o tavă rotundă, frumos. Uite-le aici în imagine pentru cine e pe Facebook. Presari puțină sare. Da, așa, am auzit caramel cu sare, da. Bun. Și pui restul caramelului pe care l-ai format mai devreme. Scoți aluatul ăla. Scoți aluatul ăla fragil de la frigider. Îl întinzi pe o suprafață curată, pudrată cu făină. Trebuie să aibă cam un centimetru aluatul, da? Îl așezi peste mere și pliezi un pic spre interior și ai răsturnat-o, hap. Și o dai la cuptor la 220 de grade 10 minute și pe urmă scazi la 190 pentru încă 20 de minute. Deci dacă n-aveți un cuptor foarte precis, mult succes. Tarta e gata când aluatul devine auriu, că merele se rezolvă repede, da? O lași vreo 15 minute să se hodinească, după care, cum vă spuneam, înghețată de vanilie, sos de vanilie, frișcă elevir sau rece cu cafea. Sunt nenumărate moduri în care te poți bucura de o tartă. Tartă. Știi ce ne... Eu mă gândesc cu groază că într-o zi o să trăiască să prezentăm cum se face fondue de brânzică sau raclet. Mamă, și o să vină cu un încălzitor aici. Ce o să-mi placă. Vai de capul înțelegi? Meu. Cu brânzică topită și bucățele de... Păinicuță. E drăguț, dar nu mai lungi că mi-e foame. Da. La final, tradiționalul... Poftă bună la cafeluță. La Culinaria, Vlad, George și Luca ți-au spus care este secretul delicioaselor tarte tatin, untul franțuzesc Elevir.